Dana și bine ați venit la programul nostru de conferințe, o lecție de bune maniere. În această seară vom vorbi despre cum să încheiem, cum să sfârșim o masă într-un mod elegant. După ce v-ați regalat mâncărurile astea și vinul fine, vă încearcă nevoia absolut legitimă la sfârșitul mesei de a... de a înjura pe evreu. Cele 19 tare corporale vizibile pentru a recunoaște un evreu. O lucrare, deci, extrem de prețioasă și de rară, ilustrată cu 19 desene, gravuri dincolo de text, realizate cu măestrie, acuratețe și rigoare. Prima tară, nasul coroiat. Un evreu se recunoaște după nas. Buzele. Ochiul evreiesc clipește. Fruntea evreului lucește. Urechile. Urechile evreiești sunt mari. Probabil vă întrebați pentru ce v-am aplicat creativitatea asta de lecție de bune maniere. În primul rând, pentru că textele astea delirante, ce astăzi mi se par de comedie, ieri au avut putere de lecție. Domnul meu este să fac o lucrăță. Ah.